Avem oferte last minute, oferte de ultim moment pentru România în Maramureș, începând de la 770 de ron de persoană, 4 nopți de cazare, cu demi-pensiune, adică include micul dejun și cină, plus cină festivă de Revelion. Mai avem un last minute, de exemplu, pe Sâmbăta de Sus, hotel de 3 stele, lângă Sibiu, 4 nopți de cazare de asemenea, demi-pensiune, plus cină festivă de Revelion. Avem pe Bulgaria, la 990 de ron pentru Sâmbăta de Sus. Da. Mai avem pentru Bulgaria, la munte, începând de la 150 de euro de persoană, 3 nopți de cazare cu mic dejun, iar cina festivă de Revelion se plătește separat. În funcție de hotelul ales, între 50 de euro de persoană, poate ajunge și la 150 de euro de persoană. Avem de asemenea disponibilitate pentru Viena cu autocarul, 6 zile, 5 nopți de cazare, cu mic dejun, hotel de 3 stele, începând de la 249 de euro de persoană. Cele mai bine vândute pachete turistice au fost și anul acesta tot în Bulgaria, atât pe litoral cât și la munte. S-au vândut însă bine mai bine ca anul trecut și pachetele din țară, pe Valea Prahovei. Cele mai bine vândute pachete de Revelion au fost pachetele pentru Bulgaria, bineînțeles ca și pentru perioada verii, apoi România. Anul acesta pot spune că s-a vândut mai bine decât anul trecut România, da? Am avut multe solicitări. În ce zone? Maramureș? Nu, Valea Prahovei. Valea Prahovei. Da. Bulgaria litoral, Bulgaria munte, Bansko, Pamporovo, Boroveț. Viena. Nu pot spune că au fost mai mulți ca anul trecut, pot spune că au fost într-un număr egal.